ne-am întors 15 și 15 înapoi în nord. Silot de Renkli. Și este și un restaurant Silot de Renkli. Ce bine miroase. Miroase a pește pe grătar. E voilà, restaurantul în stânga și plaja în dreapta. La umbră. Nu, în partea aia. În partea aia? Aha, ca să vedem la și la garaj, să putem să facem scufundările. Sper să nu le muște vreo meduze. Nu e de meduze. Nu e. Trebuie să de la... Ne băgăm direct în apă. Trebuie la sarte. Hai să prindem loc la... după stânci. Trebuie să simplu cu volele. E mega bine, frânghia pus în spatele nostru, chiar aici. La craniu. La capul de schelet. Din piatră.
septembrie arată cam dubios, cu o grămadă de gunoi lăsate de la preistorici. O grămadă de locuri în care făceam baie pe aici sunt pline de gunoi. Dacă ne uităm mai atent, că de sus nu prea se văd, dar dacă coborâm, e plin de gunoi. Vom merge la plaja secretă, să sperăm că nu se găsim așa de multe gunoaie ca aici. S-a nasolit situația. Dacă sunt să comparăm ultimii 10 ani, din ce în ce se nasolește mai rău cu gunoiul. Aruncă foarte multe lume pe jos, adică te gândești că oamenii ar putea evolua puțin și totul devine mult mai ok. E fix inversul. Adică cu toată tehnologia pe care o avem și cu tot ce învățăm nou, se pare că nu e de succes. Loc instagramabil. Ne apropiem de plaja secretă. Gunoi aruncate. Către plaja secretă. Fix la răscruce între Ibița și Figuereta. Așa, uite, mai merg azi. O grămadă lume în spate, mare s-a coborât, urmează eu. Vezi că aici, o treaptă. Aici. Ține-te bine pe... E asta. Se coboară, se coboară. Înapoi în călătorie. Suntem în septembrie și căldura rezistă. Nu mai putem de cald. Și acum mersul prin apă. Șapita plină. Alunecă în ultimul hal. Da, și paradisul promis. La doar 10 minute de unde stăm este acest loc secret, doar pentru localnici. Plaja secretă.